Primăria Suceava a restabilit un program de colectare a deșeurilor vegetale. Despre depozitarea deșeurilor vegetale și colectarea acestora a vorbit viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski. Depozitarea deșeurilor vegetale, precum frunze, crengi, iarbă, se va face în apropierea punctelor de colectare pe spațiul verde, în zona de acces auto, în saci separat de celelalte deșeuri, menționează viceprimarul Lucian Harșovski. Colectarea acestora se va face gratuit pentru locuințele individuale, cu o autogunoiere specială. Astfel, luni se va afla în cartierul Ițcani, marți în Opcin și George Enescu, miercuri în Zamca, joi Burdujeni și vineri în zona centrală și cartierul Zamca. De asemenea, gratuit va fi pentru asociațiile de proprietari și instituțiile publice, pe bază de programare în urma unei solicitări adresate Primăriei Municipiului Suceava prin Direcția de Ecologizare pentru agenții economici contra cost, în baza unei solicitări adresate operatorului de salubrizare.